Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu CFR Cluj. Avem meci cu UTA Arad. Acasă UTA se află pe locul 14, așa că să simulăm acest meci. Trebuie neapărat să câștigăm. Și câștigăm 3-1. Omrani marchează de două ori. Și Păun face 3-1 în minutul 65. Ursu a marcat pentru UTA Arad în minutul 1. Craiova face 2-2 cu Politehnica Iași. Și suntem pe primul loc. La egalitate de puncte. Și acum avem cu Botoșan. Botoșan se află pe locul 7. Și au mare nevoie de victorie ca să se apropie de locul 6 pentru a intra în play-off. Așa că să vedem cum va juca echipa și să sperăm că vom câștiga. Aurelio. Aurelio, pasă foarte bună, Soares, șut și gol! 1-0 CFR Cluj. Aurelio, pasă foarte bună la Rondon. Rondon are viteză, se duce, șutează și bară. Rondon cu capul, gol, 2-0. Am avut noroc. Joacă la Soares, Itu cu șutul, respinge Pap în corner. Vine Kipciu cu centrarea. La Tovlevici, șutează, prinde Pap. Rondon, înaintează Rondon, șutează și prinde Pap. Rondon. Kipciu înaintează, șutează. Incredibil, Pap. Avem corner. Kipciu cu centrarea, Rondon cu capul. Din nou prinde Pap. Itu, Soares acum, șut și gol. 3-0. CFR Cluj, minutul 38. Itu, blocat și avem penalti. Putem face 4-0, Kindrich faultează. Și bate Kipciu acest penalti. Kipciu șutează, respinge Pap în corner. Rondon în careu, pasează în fața porții Kipciu, gol! 4-0 CFR Cluj. Kipciu înaintează, șut și gol! 5-0. Pasează-l lui Pereira, șutul lui Pereira, respins de Pap. Djokovic. Pasă foarte bună la Rondon, Rondon poate să facă 6-0 și face. Gol Rondon. Pereira și se termină meciul, fluier arbitrul fix când era să șuteze Pereira. Câștigăm cu 6-0, cel mai bun meci al echipei de când am început această carieră. Am avut 21 de șuturi, Botoșan doar un șut și nota 10 pentru Kipciu. Însă cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!